De foarte multe ori am auzit românii trădează ușor. Am întâlnit această vorbă și la alți vecini de-ai noștri, prea mulți ca să-i mai citesc ca atare. Astăzi, românii au trădat ușor și în Consiliul Local Pucioasa. Consiliul Local Pucioasa s-a reunit în ședință ordinară. Cel mai important proiect pe ordinea de zi a fost aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017. A fost o ședință destul de tensionată privind acest punct de pe ordinea de zi. Bugetul a fost la un pas să fie respins și asta datorită și celor trei consilieri PSD, Constantin Mădăran, Gheorghe Veveriță și Eduard Postelnicu, care s-au alăturat celor cinci consilieri PNL și au votat prin abținere. Cei trei consilieri PSD nu au făcut nimic altceva decât opoziție primarului din propriul partid și cel mai probabil să-și apere propriile interese. După discuții aprinse, s-a trecut la vot. Bugetul a trecut la limită cu ajutorul consilierului independent doctorul Daniel Cioroba, cu 9 voturi pentru și 8 abțineri. Gestul celor trei consilieri PSD a fost catalogat drept umilință la adresa primarului Constantin Ana, care este și președintele PSD Pucioasa și vicepreședinte PSD Dâmbovița. Cei trei consilieri PSD au la dispoziție o săptămână să-și depună demisia de onoare din funcția de consilier local. Dacă nu, riscă să fie excluși din PSD.